În Texas, un profesor universitar a fost concediat după ce colegii săi au găsit că modul său de a preda era prea religios. Dr. Johnson Varkey și avocații săi de la First Liberty Institute a transmis o scrisoare Facultății Sfântului Filip din San Antonio, Texas, prin care a susținut că a fost concediat în mod ilegal. Billy Hallowell, de la CBN, a stat de vorbă cu Dr. Varkey despre motivul pentru care a decis să riposteze. În calitate de profesor de biologie, în ultimii 20 de ani, Dr. Johnson Varkey a predat aceleași adevăruri științifice despre sistemul de reproducere uman fără probleme. Însă el spune că situația s-a schimbat după ce a fost concediat. Am fost surprins și șocat deoarece niciodată nu m-am așteptat la un e-mail de la școală. Am predat la acea școală timp de 20 de ani, fără reclamații. Dr. Varkey consideră că lecția despre anatomie și sex, care e determinată de cromozomii X și Y, a dus la reclamații care au provocat concedierea sa. În data de 12 ianuarie, am primit un e-mail de la vicepreședintele școlii prin care am aflat că are loc o investigație etică privind persoana mea. La două săptămâni după primul e-mail, am primit un al doilea e-mail care conținea o scrisoare de concediere. I received another email with a letter of termination. Dr. Varkey spune că el a întrebat ce plângere au fost, însă nu a primit niciun răspuns de la Departamentul de Resurse Umane și nu a avut oportunitatea de a se apăra înainte de concediere. În scrisoarea de concediere, vicepreședintele a menționat că unele plângeri se refereau la homosexual și la transgender. Așadar, presupun că e posibil să fie vorba de cursul pe care l-am predat în noiembrie despre sistemul de reproducere uman. În timp ce predam acest scurs, patru dintre studenții mei au părăsit sala. Potrivit avocatului de la First Liberty, Keisha Russell, cazul doctorului Varkey are legătură cu tendințele culturale din prezent. Când am văzut scrisoarea de concediere și că universitatea îl acuză de predică religioasă, mi-am dat seama că ei nu înțeleg că și în cazul în care ar fi făcut-o, ei nu-l pot concedia pentru ceva ce a spus, deoarece el a crezut că e adevărat. Russell spune că discursul clientului ei s-a bazat pe credința sa sinceră în integritate etică și e protejată de primul amendament. Mai mult, ea crede că mentalitatea doctorului Varkey legată de biologie și alte subiecte e susținută de știință. Suntem de părere că e o rușine că au concediat un profesor care a predat de mulți ani la ei doar pentru mentalitatea sa. Un reprezentant de la Alamo Colleges District a spus echipei de știri CBN că nu face comentarii privind cazurile personale sau în curs sau care amenință cu litigii. În ceea ce îl privește pe doctorul Varkey, el speră că va reuși să convingă Facultatea Sfântului Filip pentru a retrage decizia de a-l concedia. Doctorul Varkey dorește să-și reprimească postul și să-i se șteargă cazierul, deoarece el nu a vrut să facă ceva rău. Russell e de părere că facultatea a încălcat drepturile doctorului Varkey asigurate de primul amendament, aliniatul 7 al legii Drepturile Civile din 1964 și legea privind libertatea religioasă din Texas.